Și stimați prieteni, bună ziua, suntem la un nou episod Președintele Răspunde și așa cum am convenit, o să vin cu răspunsuri în direct la întrebările din partea presii. Noi am solicitat mass media să vină cu câte o întrebare pentru a oferi mai mult timp celor care ne privesc online și a răspunde la mai multe întrebări care sunt oferite de către dumneavoastră. De ce? Eu o să răspund la câteva întrebări care sunt din partea reprezentanților mass media, după care trecem la răspunsurile dumneavoastră. NTV Moldova, domnule președinte, care sunt riscurile dacă Înalta Curte anulează asumarea răspunderii guvernului pentru proiecte de lege care vine să ajute oamenii veniți din diaspora, cei rămași fără lucru și business-ul? Ce credeți că a căutat opoziția prin această sesizare la Curtea Constituțională? Și următoarea întrebare de la Prime TV, în condițiile în care Curtea Constituțională a suspendat legea prin care guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, care prevedea mai multe măsuri de susținere a populației, Comisia pentru situații excepționale ar trebui să ia decizii încă de joi, imediat după hotărârea Curții. Decizii privind instruirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și activității de antreprenoriat în perioada stării de urgență. De fapt, este vorba de aceeași întrebare, oferită de două surse mass media. Eu o să vin cu un răspuns pentru ambele întrebări. În primul rând, pentru noi, pentru mine și pentru guvern a fost foarte stranie această decizie și, în general, atitudinea din partea opoziției. Eu am spus că trebuie să lăsăm politica într-o parte, dar o abordare foarte stranie și cinică din partea celor din opoziție care au cerut suspendarea unor prevederi sau întregime a legii aprobată de către guvern ca inițiativă de asumare a responsabilității față de Parlament. Eu cred că pe oameni mai puțin interesează acum cine e vinovat, de ce e vinovat, cum e vinovat. Toți știm cine a scris cererea la Curtea Constituțională. Știm de la ce partide, deja s-a vorbit foarte mult. Pe toți interesează care sunt soluțiile, cum ieșim din situația aceasta. Soluții sunt trei. Prima soluție, cea mai simplă ar fi dacă cei care au scris s-au adresat la curte, este vorba de patru sesizări, cea mai simplă soluție e ca ei să-și retragă sesizările. Și ar putea să o facă chiar acum. Să scrie cereri și retragă sesizările de la Curtea Constituțională și atunci subiectul este epuizat. A doua soluție este ca luni sau marți, când va fi următoarea ședință a Curții Constituționale, pentru că Curtea Constituțională nu a anulat, a suspendat implementarea legii. A doua soluție este ca Curtea Constituțională, în cadrul ședinței, să ia decizia că legea rămâne în vigoare. Eu vreau să menționez, eu l-am sunat iar pe domnul Țurcanu, președintele Curții Constituționale, să întreb ce s-a întâmplat. Înțeleg că patru membri au votat pentru suspendarea acestei legi. Domnul Țurcanu a votat împotrivă și are opinii separate, pentru că el a venit cu argumentele că această lege trebuie să rămână în vigoare. Deci a doua soluție este ca Curtea Constituțională, la ședința sa ulterioară, următoare, săptămâna viitoare, să ia decizia că legea rămâne în vigoare. Ar putea să suspende câteva articole, dar nu întregime legea, pentru că este așteptată de către populație, de către agenții economici. Și a treia soluție, în caz dacă nici prima nu va fi, nici a doua, guvernul să vină cu un nou proiect de lege în Parlament, care ar putea fi, de asemenea, săptămâna viitoare. Dar până aștepta să trezească ăși din opoziție sau să ia decizii Curtea Constituțională. Eu astăzi dimineața am vorbit la prima oră cu domnul prim-ministru și l-am rugat și am convenit că în regim de urgență să fie convocată Comisia Situații Excepționale și înțeleg că în câteva minute ea va fi convocată pentru a lua decizia de continuare a unor prevederi acestei legi, în special în ceea ce ține de alocarea ajutorului de șomaj, suportul pentru agenții economici care vor să plătească salarii și unde statul trebuie să le restituie 43% și așa mai departe. 3. Ajutorul cel pentru copii care a crescut la 500 de lei până la peste 900 de lei și încă câteva lucruri sociale. Deci, în pofida faptului că cineva încearcă să se joace și stranie abordare, guvernul vine cu soluții pentru cetățeni. Iar cei din opoziție nu că nu ajută, ei încearcă să pună și beț în roate. E foarte straniu lucrul ăsta. De aceea, până când va fi soluția 1, 2 sau 3, să nu pierdem timpul, guvernul astăzi va aproba această decizie pentru ca să putem continua
pe de o parte acumularea cererilor care sunt mii de cereri deja depuse. Eu vreau să spun că ieri au fost depuse de către cei care vor să primească ajutorul de șomaj. Ieri au fost doar în Chișinău 419 cereri depuse. Doar ieri. Și oamenii ăștia așteaptă să primească 2775 de lei și mai mult conform procedurii. Noi nu putem să stopăm acest lucru. De ce astăzi va fi luată decizia că continuăm, acumulăm cererile și începem achitarea banilor, iar săptămâna viitoare, dacă va fi necesar, vom aproba încă un nou proiect de lege de către guvern și vom merge cu procedura legală în Parlamentul Republicii Moldova. De ce au făcut acest lucru și ce întrebare? Cum va afecta oamenii veniți din diasporă? Evident că va afecta, în caz dacă nu vom lua aceste decizii. Dar, după cum v-am promis, astăzi guvernul aprobă decizia Comisiei Situației Excepționale în 15-20 de minute. Iar săptămâna viitoare vedem cu proiectul de lege. Întrebări sunt. De ce a venit deputații cu această inițiativă? Ați văzut că acolo, pe lângă suspendare la toate lucrurile sociale, a fost suspendată și inițiativa guvernului ca să luăm din cei 9 euro care se plătesc la aeroport. Noi doar am luat decizia că 4,5 euro pe care încasează cei care au luat ilegal aeroportul în gestiune, noi am luat decizia ca jumate să meargă în buget. Acum vă dați seama de ce unii așa insistent au venit la Curtea Constituțională să suspende acest proiect. Știți acum interes acolo. Ca să nu intru în detalii. Următoarea întrebare. Revista Profit. În această perioadă, băncile se confruntă cu povara de a oferi sprijin populației și afacerilor prin amânarea plăților la împrumut. Nu credeți că este oportun să se creeze un fond de către Banca Națională cu un buget de 3-5 miliarde de lei pentru a acorda sprijin întreprinzătorilor în această perioadă dificilă? Peste 2-3 ani, când economia se va redresa, băncile vor returna banii către Banca Națională cu o dobândă, de exemplu, de 1-1,5%. Reprezentanților mass media și în special celor care așteaptă decizii din partea statului, vreau să vă amintesc că noi am luat câteva pachete de măsuri, am aprobat deja, de susținere a oamenilor, de susținere a business-ului. Următorul pachet care va fi propus odată cu modificarea legii bugetului, și vreau să vă informez că cel mai probabil săptămâna viitoare, dacă guvernul va reuși, va veni cu modificarea bugetului pentru anul 2020, rectificarea bugetului, ținând cont de realitățile care sunt la această etapă, vom veni și cu unele mesaje de acest gen pentru susținerea agenților economice. Noi examinăm diferite modalități, inclusiv pentru anumite sectoare care au fost afectate, acoperirea dobânzilor pentru creditele care le vor lua sau au fost luate până la această etapă. Însă, cu aceste propuneri, cel mai probabil vor veni odată cu rectificarea bugetului. Rectificarea bugetului ar putea fi săptămâna viitoare, unde vor fi incluse și sursele externe. Ieri, Guvernul Federației Rusiei a luat decizia de a aproba acordul de creditare cu Republica Moldova. Ieri a fost ședința Guvernului Federației Rusiei. Și în următoarele zile va fi semnat acordul și acești 200 de milioane de euro de asemenea vor fi incluși în bugetul rectificat. Următoarea întrebare. КП в Молдове. Гастарбайтеры возвращаются и похоже надолго. Ведь в Европе еще долго не будет работать. Сможет ли Молдова воспользоваться этим, чтобы оставить их дома? Какой план готовит государство? Очень хороший вопрос насчет тех, которые возвращаются домой. Я хочу вас проинформировать, что по нашим данным за этот период в Молдову вернулось и осталось около 35 тысяч граждан Республики Молдова. То есть, были разные мнения, сколько представителей диаспоры вернулись. Кто-то говорил о сотнях тысяч. Нет, в течение этого периода вернулись около 35 тысяч граждан Республики Молдова. Вопрос, вернутся ли они обратно в те страны, где они работали или нет. Конечно, пока граница закрыта, они туда не вернутся. Но у нас есть сигналы, к примеру, мы знаем, что из Румынии уже часть граждан Румынии возвращается в Германию, в других странах на сезонные работы. Поэтому я не исключаю, что могут быть и такие тенденции с нашими гражданами Республики Молдова, которые примут решение в ближайшее время вернуться в тех странах Европейского Союза, где они работали. Для нас, для Молдовы, для правительства, для государства очень важно, чтобы эти люди остались здесь дома, чтобы они не уезжали опять
страны Европейского Союза, либо в Российскую Федерацию, либо в других странах. Конечно, для этого мы должны им создать условия. Мы разработали предложение, которое опять будет включено в бюджет, который будет принят на следующей неделе. Мы разработали программы для того, чтобы дать возможность этим гражданам открыть какие-то производства здесь, в Республике Молдова, чтобы получали здесь доходы, зарплаты и остались здесь рядом со своими родными. Я думаю, что это очень реально, и я очень надеюсь, что из этих несколько десятков тысяч, может быть, до конца апреля, мая будет 100 тысяч, чтобы они, как минимум половина, желательно большинство, чтобы остались дома и начали вместе с нами развивать и поднимать экономику страны. Конечно, для этого им нужен дополнительный стимул, и государство подготовит и уже подготовила программы для наших граждан, которые хотят начать какое-то производство, какой-то бизнес в Молдове. Акчен ТВ, господин президент, сегодня много разговоров о том, что власти не в полной мере говорят о тех внешних партнерах, которые нам помогают в столь сложный период. Можете ли вы назвать те страны и международные организации, от которых Молдова получила конкретную помощь в борьбе с пандемией? Очень хороший вопрос. Я вас ворбескан лимба дистат, потому что сигур интереса за пи форти мулц. Ла ачасте етап, ла зиоди астес. Ной ам примит ажутор реал. Ну промисиун. Потому что декларации промисиуни везут форти мулти. Дар ажутор реал. Ной ам примит динг партия Републичи Популари Кинези. Кадива саптамынь în urmă și săptămâna trecută câteva mii de testuri și astăzi 3 tone de utilaj și consumabile. China. 2. Federația Rusă. 3. Elveția. 4. Turcia, care acum deblochează un ajutor umanitar de câteva camioane care trebuie să intre. 5. Statele Unite ale Americii, care a venit cu un lot de calculatoare pentru centrul de triere de la Moldexpo. Acestea sunt 5 țări care la această etapă concret au venit cu ajutoare umanitare, vorbesc de ajutoare umanitare, pentru Republica Moldova. De asemenea, avem deschidere ajutor din partea României, care a decis să nu blocheze exportul din România spre Moldova a medicamentelor, adică nu ajutor umanitar, dar ei ne-au permis să ne aducem marfa pe care noi am achitat-o. Și vreau să mulțumesc pentru acest lucru, pentru că la ei sunt blocate exporturile de anumite tipuri de medicamente din România. La fel avem o conlucrare foarte bună și cu Ucraina în acest sens, care ne permite să organizăm coridoare verzi pentru concetățenii noștri ce revin din Rusia și din alte țări. De asemenea, am auzit declarații că sunt gata să ne ajute și cei din Uniunea Europeană. Am auzit declarații și sperăm foarte mult că acest lucru se va întâmpla în timpul apropiat. Eu știu că domnul prim-ministru, ministrul afacerilor externe și integrării europene, au avut contacte cu partenerii noștri din Uniunea Europeană în aceste zile și sperăm foarte mult că vom primi un anumit suport și din partea Bruxellesului, din partea Uniunii Europene. Ei au făcut declarații că sunt gata să ajute țările din parteneriatul estic. Frumoase declarații, sumele se declară foarte mari. Sperăm că Republica Moldova va primi ajutor și de la Uniunea Europeană pentru lupta cu pandemia. Agenția Infotac. În cadrul ediției precedente, președintele Răspunde a declarat că în țară sunt rezerve limitate de crupe. Aceasta a provocat panică în rândurile populației. În aceeași zi, crupele au dispărut din magazine. Nu credeți că în acest sens sunteți pasibil de răspundere pentru răspândirea panicii în perioada stării de urgență? Eu cred că asta, autorul ăsta poate fi numai Gole, Anatol. Domnul Anatol, adică noi nu trebuie să spunem lucrurilor pe nume ceea ce se întâmplă în țară. Prin urmare, noi nu trebuie să spunem că pe zi avem 112 cazuri, pentru că asta e panică. Sau că avem 2 decesuri. Sau că situația e... Eu cred că asta e întrebare retorică din partea dumneavoastră. Dacă eu nu spuneam în urma întrevederii cu producătorii și cu cei din rețelele de comerț care este situația reală și peste o zi după întrevederea mea creșteau prețurile la hrișcă sau dispărea din magazin, dumneavoastră sau alții aveți spune, uite, dar domnul mi-a spus că nu va crește prețurile și ca, și fie cum să ține de cont. Eu v-am spus lucrurile reale. Și ați văzut că în realitate așa și este, pentru că unde țări au interzis export. Pe alte produse
după cum v-am spus, avem rezerve pe inter și sperăm în continuare că nu vor fi majorări de presă. Avem un semnal, astăzi dimineață domnul ministru agriculturii mi-a scris, trebuie să ne clarificăm dacă care va fi efectul și dacă pot să-l citesc. Avem un mesaj că România impune restricții la exportul produselor agroalimentare de bază pentru perioada de urgență. Decizia a fost luată aseară. Este un semnal care pe noi ne îngrijorează. Pentru că unele produse agroalimentare sau materii prime, noi le importăm din România. O să ne convocăm astăzi și o să vedem cum o să gestionăm acest lucru. Dar, încă o dată, stimați reprezentanți mass media, stimați concetățeni, noi nu ascundem nicio informație. Totul o spunem deschis, atât cu cazurile infectate, cazurile care le avem mai dificile, cât și în ceea ce ține de produse. Suntem împreună cu guvernul în echipă, gestionăm această situație și eu cred că o vom gestiona și în continuare. Jurnal TV. Deputata, să dau și numele, cred că, Spătaru, vă acuză că ați înlăturat activitatea Parlamentului în perioada de criză pandemică și urmăriți reducerea la tăcerea deputaților care bat alarmă. Iar primarul de Bălți spune că într-o ședință secretă ați luat decizia de a mai prelungi cu încă o lună starea de urgență, adică până la 15 iunie. Cum răspundeți acestor declarații? În primul rând, declarațiile deputaților din opoziție care acuză că am înlăturat activitatea Parlamentului. Păi dumneavoastră ați votat unanim pentru instaurarea stării de urgență. Până pe data de 15 mai. Mi se pare că și dumneavoastră ați votat. Și în perioada de urgență, guvernul are careva competențe suplimentare. Considerați că trebuie să ne convocăm în fiecare zi în ședință de Parlament? Nu aveți decât să o faceți. Sunteți împreună cu alți deputați din opoziție, Șor și Candu și așa mai departe, sunteți peste o treime, 33-34 deputați. Dacă vreți să convocați de urgență ședința Parlamentului, vă amintesc, conform regulamentului, o treime de deputați pot cere convocarea extraordinară de urgență a ședințelor. De aceea nu aveți decât să o faceți și să nu veniți cu astfel de declarații. În ceea ce ține de prelungirea stării de urgență, nu este luată o astfel de decizie și nu poate lua o decizie președintele sau guvernul, pentru că starea de urgență este declarată și prelungită de către Parlamentul Republicii Moldova, prin majoritate parlamentară. Noi vrem și ne dorim foarte mult ca până la 15 iunie riscurile care sunt acum destul de mari să fie mai mici sau să dispară. Noi ne dorim ca starea de urgență să se finalizeze pe data de 15 iunie. Evident că și după 15 iunie, dacă se va finaliza starea de urgență, noi cu toții vor fi și trebuie să fim foarte precauți. Noi vedem că unele țări deja au prelungit. Apropo, am fost învinuiți când am luat decizia pe 60 de zile, vă amintesc. Pentru că după aceasta și multe alte țări au prelungit. Înseamnă că noi am propus atunci corect 60 de zile, nu 30. De aceea, noi sperăm că până pe 15 iunie să finalizăm starea de urgență. Dacă vom vedea că situația este dificilă, vom veni cu propuneri suplimentare la Parlament ca ei să prelungească această perioadă. Indiferent de va lua Parlamentul sau nu această decizie, noi considerăm că la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, urmează să fie scoase unele restricții pentru activitatea economică. Comerțul, horeca, restaurantele, barurile, cafenele și așa mai departe. Dar o să vedem care va fi situația la sfârșitul lunii aprilie. Dacă dinamica va fi una pozitivă, și eu mă bucur că ultimele 4-5 zile noi avem o dinamică relativ bună, nu avem o rotăsire bruscă a situației. Dacă dinamica va fi bună, la sfârșitul aprilie vom scoate unele restricții ca oamenii să poată să iasă din casă, să meargă la magazine, nu doar alimentare, să fie posibil și alte activități. Dar încă o dată aceasta va depinde de situații. În zonele de carantină, acum avem 4 localități în carantină. 3 localități în raionul Soroca, în raionul Ștefan Vodă și o localitate în raionul Soroca, orașul Soroca. În localitățile de carantină, evident că până ce riscurile nu dispar, acolo va fi carantină, cu restricțiile respective. Ziarul de gardă. Recent, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a venit cu propunerea de a reveni la alegerea președintelui țării de către Parlament.
subiect ce a provocat discuții în spațiul public. Care este opinia dumneavoastră față de această inițiativă și dacă eventual atât dumneavoastră cât și Partidul Socialiștilor ați putea susține această propunere? Eu am văzut poziția colegilor din Partidul Socialiștilor și vreau să vă spun și opinia mea. Noi suntem categoric împotriva schimbării modalității de alegere a președintelui țării. Președintele țării urmează fi ales de către cetățeni, de către popor. Și noi sperăm foarte mult că aceste alegeri vor avea loc așa cum este prevăzut de legislație în luna noiembrie, octombrie-noiembrie 2020, adică în toamna acestui an. Eu consider că noi trebuie să facem tot posibil să respectăm acești termeni, fără a ne implica în discuții inutile despre modificarea procedurii de alegeri. Publica TV. Tiraspolul refuză dialogul cu autoritățile de la Chișinău despre gestionarea situației cu COVID. Potrivit biroului politici de reintegrare, în data de 3 aprilie, vicepremierul Cristina Lesnic a invitat reprezentanța administrației din stânga Nistului în grupul de lucru la nivel de experți. Tiraspolul a refuzat cum este posibil să asigurăm dialogul Chișinău-Tiraspol și care sunt riscurile dacă aceste discuții nu vor avea loc. Noi avem un dialog bun cu cei din stânga Nistrului, atât la nivelul vicepremierului doamna Lesnic, cât și personal președintele țării se implică în gestionarea acestei situații. Prin eforturi comune, noi am reușit să rezolvăm problema cu acele două persoane reținute și ieri au fost eliberate. Este vorba de doi cetățeni ai Republicii Moldova care în același timp aveau și așa numită cetățenie din stânga Nistrului și care au semnat că nu vor părăsi Dubăsare pentru că activau acolo în calitate de medici sau șoferi și au părăsit. Cei din Transnistria i-au arestat. Prin intervenții comune, aceste persoane au fost ieri eliberate. În ceea ce ține de colaborarea pe subiectul gestionarea situației COVID, testele care se preiau în stânga Nistrului, la moment se transmit în laboratorul de la Chișinău. Noi acum suntem în discuții cu ei și v-am spus și săptămâna trecută pentru a certifica și a deschide un laborator în stânga Nistrului, la Tiraspol, pentru că e operativ să facă testele acolo. De aceea eu consider că situația este la moment gestionabilă împreună și vom rezolva și în continuare problemele care apar. În ceea ce ține de grupul de lucru comun, știu, am vorbit cu doamna Lesnic și aseară și astăzi dimineață, eu înțeleg că vor fi implicați pe parcursul zilei de astăzi și partenerii noștri în formatul 5+2 pentru a găsi o soluție. Dar, încă o dată, cum am menționat, nu avem la această etapă careva probleme în cooperarea, colaborarea la acest subiect. Canal 2. Ați fost informat că un membru de al Centrului Unic de Urgență este infectat cu COVID. Știm cu toții că și dumneavoastră participați la aceste ședințe. În cazul dumneavoastră au fost luate măsuri de protecție mai sporite. Dar am fost informat că membrul Centrului Unic de Urgență, este vorba de generalul Groza, care este și conducătorul Poliției de Frontieră, a fost testat pozitiv. Evident că noi am luat măsurile de rigoare. Persoanele care au fost în jurul domnului Groza, evident, au trecut testele. Aceasta este procedura standard. Pentru persoana care este depistată pozitiv, obligatoriu, conform protocolului, se depistează toate contactele și toate contactele, atât pe filiera serviciu, cât pe filiera familie personală, se verifică. Și au fost verificate toate contactele. În ceea ce ține de măsuri de protecție mai sporite, eu respect recomandările medicilor în ceea ce ține de distanța socială, în ceea ce ține de dezinfectarea mâinilor și tot ce este în jur. De aceea, acestea sunt măsurile de protecție ca și oricare cetățean. Alte măsuri de protecție, președintele, la această etapă, nici nu este cazul. Canal 3. Câte ventilatoare de respirație artificială sunt în Moldova? 500, așa cum ați spus dumneavoastră, de mai multe ori, sau 120, așa cum sunt reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Stimați reprezentanți mass media, cifra de 500 este cifra anunțată de către doamna Ministru a Sănătății, care a făcut inventariere în toate instituțiile de stat și a spus că aceasta este rezerva noastră.
120, spuneți, poate se referea doar la anumite spitale. De aceea vă rog să verificați această informație și încă o dată reconfirmăm că la această etapă în instituțiile de stat, fără privat, sunt 500 de astfel de echipamente care sunt necesare. În același timp vreau să menționez că până la această etapă de respirație artificială, din cei peste 1100 persoane care au fost testate pozitiv, au avut nevoie doar câteva, până la 10 persoane. Adică din 1100-1200, 10 până la 10 sau chiar 200 persoane, asta e un procent. Chiar dacă vom avea 10.000 de persoane, sau cum spun scenariile pesimiste, 30.000 de persoane, un procent din 30.000 este vorba de 300. Deci noi avem utilaje respective în instituțiile de stat. Dar în același timp au fost lansate discuțiile, inclusiv cu partenerii care sunt gata să vină cu donații, pentru a mări numărul acestor ventilatoare în instituțiile de stat. Vreau să vă informez de asemenea, am spus acest lucru și astăzi dimineață când am primit lotul de ajutor de la China, că săptămâna viitoare va veni un lot destul de mare de 50 de tone din China. Este vorba de o comandă atât de stat, testele pe care le-am comandat, cele 100.000, cât și mai multe suporturi ajutoare din partea companiilor private, companiilor de stat, ajutoare de partea Guvernului Republicii Populare Chineze. Cunoașteți că la această etapă, practic, cea mai mare problemă este transportarea. Pentru că sunt închise frontierele și este greu să transportez. De aceea m-am adresat personal Federației Ruse și ei ne-au oferit gratis, fără plată, un avion, mare avion, care poate să ducă toate aceste 50 de tone, capacitatea până la 100 de tone, și săptămâna viitoare acest lot, unde este și comanda de stat, și privată, și ajutor umanitar, va veni la Chișinău. Inclusiv vor fi și ventilatoare. TV8. Cum comentați declarația făcută de USATI, precum că de când dețineți funcția de șef al statului, ați obținut rapid, în condiții speciale, cetățenia altui stat? Eu o calific ca de obicei. Aberații, eu în calitate de președinte al Republicii Moldova nu am avut și nu voi avea cetățenie altui stat. În general, eu consider că președintele țării nu poate fi persoana care are cetățenie altui stat. Pentru că el reprezintă statul, este prima persoană în stat și trebuie să aibă cetățenie doar a statului respectiv, doar cetățenia Republicii Moldova. În ceea ce ține de mai multe insinuări, care le fac diferiți în ultimul timp, și încearcă să atragă președintele în dezbateri inutile, noi înțelegem cu ce scop se face acest lucru, sunt diferiți. Balaboli, policieni, bandiți din anii 90, sunt diferiți. Eu vreau ca concetățenii să înțeleagă scopul acestor. Ei vor să facă tot posibil ca noi să nu gestionăm situația. Cu cât mai multe cazuri, cu cât mai mulți morți, mă scuzați, cu atât mai bine pentru ei. Și ei vor face tot posibil. Cu tot felul de falsuri, cu tot felul de aberații, cu tot felul de învinuiri. Prin live-uri, prin posturi de televiziune și așa mai departe. De aceea, estimați concetățeni, nu atrageți atenție la toți nebunii. Poate este dur. Dar vă rog foarte mult. Pentru că scopul este să destabilizeze situația. Guvernul, autoritățile gestionează această situație și vom gestiona cu pierderi minime, facem tot posibil. Nu este în interesul celor care ne critică. Ei vor pierderi maxime. Ei vor să fie mii și zeci de mii de cazuri. Iată de ce vin cu astfel de discuții. Nu are interes nimeni din autorități, din conducerea țării, să destabilizeze situația. Nu are interes nimeni să facă bani pe spatele oamenilor. O să-i prindem, eu am să le rup. Absolut tot. Și procuratura și toți o să ne ocupăm de ei. Dacă o să depistăm, cineva încearcă să facă. Deci, dacă voi sunteți așa deștepți, unii, dați exemplu. Rezolvați o problemă.
nu doar legată de criza asta. De un drum, de apă, de canalizare, fiecare unde sunteți mare înăcianic și n-ați făcut absolut nimic. Iar autoritățile vor face față acestei situații. Eu cred că timpul va arăta și va pune toate punctele pe ei. Protivei Chișinău, ce proiecte pregătesc autoritățile pentru a accesa banii oferiți de UE? La ce etapă sunt demersurile pentru primirea acestor fonduri? Stimați jurnaliștii de la ProTV, după cum am menționat, noi am specificat foarte clar de ce are nevoie statul la această etapă. Aceste detalii sunt la Ministerul Sănătății, sunt publice și fiecare care dorește poate să le acceseze. În ceea ce ține de pregătesc autoritățile pentru banii oferiți de UE, am auzit declarații despre bani, dar în același timp știu că se condiționează cu unele condiții politice. Sperăm foarte mult, încă o dată, că cel puțin ceea ce s-a promis anterior, este vorba de tranșa a doua de asistență macrofinanciară din partea UE-ului și care a fost blocată în pofida faptului că guvernul a făcut față la tot. A îndeplinit toate condițiile, a aprobat toate legile. Sperăm că foarte mult, măcar acea tranșă promisă încă 5 ani în urmă, sau 3, nu 5, 2-3 ani în urmă. Sperăm că măcar acea tranșă va veni. Și acesta va fi un lucru foarte important. Vă mulțumesc și sper că partenerii europeni vor înțelege situația dificilă în care ne aflăm toți. Știu că și în Europa e dificil. Eu știu. Și toți văd. Că și în Europa nu e simplu. Noi știm că și țările membri UE nu pot să găsească limbă comună referitor la planul de redresare financiară. Noi înțelegem că și acolo nu sunt bani. Înțelegem foarte bine. Dar haideți împreună să trecem peste această perioadă. Agenția de presă IPN Info Primneu. Vă rog să ne spuneți dacă persoanele care vor merge după focul Haric și se vor afla prin mulțime când revin, vor intra în carantină. Dar fețele bisericești care vor contacta cu ei, precizați dacă se mută Paștele Blăjânului, se mută și zilele libere prevăzute de legislație. În primul rând, în ceea ce ține de mutarea Paștelui Blăjânului sau ceva, asta nu ține de competența statului și autorităților. Asta ține de biserică, care au luat o decizie în acest sens. Au mers, în opinia mea, o decizie a lor, dar care este corectă ținând de situația de pandemie pentru a nu supune riscului cetățenii Republicii Moldova. Referitor la persoanele care vor merge după focul Haric, procedura stabilită de către statul israelian la această etapă, în acest an, este că persoanele care merg nu iese din avion, adică nu sunt supuse riscului de carantină. Ei nu iese din avion. Toate delegațiile din toate țările care vor veni după focul Haric rămân în avion și reprezentantul ambasadei se duce ia focul și îl aduce de la unde se aprinde el, unde coboară din urma rugăcinilor și îl aduce la avion. Și persoanele respective doar iau focul și decolează deodată. Deci riscuri de carantină și mai departe, eu aici nu le văd, dar vom lua măsuri sporite în acest sens. Deschide MD. Domnule președinte, când ultima dată v-ați văzut cu bunul dumneavoastră prieten Igor Ceaică? Foarte actuală întrebare. Când ultima dată a fost dumneavoastră la Chișinău? De mult nu m-am văzut colegi de la prieteni de la Deschide MD. Probabil înainte de această situație de carantină. Și cred că lucrul ăsta nu este atât de actual la această etapă. Asta au fost întrebările celor din mass media. Eu vă mulțumesc pentru întrebări. Vă răspund în continuare la solicitările dumneavoastră. Acum câteva întrebări care vin din partea celor care ne privesc pe noi online. Valentina Guțu, când vor fi cazați medicii care medici să nu se reîntoarcă la familii, copii și femei însărcinate? Doamna Valentina, în localitățile de carantină, în Soroca, în municipiul Chișinău, în alte localități, a fost luată decizia să fie pusă la dispoziția medicilor care vor să rămână fie la hotel, fie în căminile care sunt puse la dispoziție în Chișinău și nu vor merge acasă să spună riscului celor apropiați, astfel de locuri au fost puse la dispoziție. Mai mult ca atât, de cât cunosc, la Soroca este asigurată și hrană, în Chișinău este asigurat și transportul și cazarea. De aceea, în primul rând, la aceste localități această decizie a fost luată. Eu consider că ea urmează a fi implementată în toate localitățile din Republica Moldova, când medicii vor să rămână cazați
în altă parte decât să meargă acasă. Vom asigura acest lucru, chiar astăzi voi vorbi cu colegii, să fie în toată țara. Ion Olari, scădeți prețurile la mâncare, apă, lumină, gaz și așa mai departe. Atunci oamenii vor fi mulțumiți. Ion, domnul Olari, în ceea ce ține de prețurile la mâncare, haideți să luăm pe rând. Am menționat și săptămâna trecută și menționez încă o dată că noi ținem la control aceste prețuri. Și dacă vedem creșteri neobiective, excesive, creșteri la preț poate să fie în ce caz. S-a majorat prețul de producere sau este deficit? V-am spus, la marea majoritate a tipurilor de produse nu există premisă de majorarea prețurilor. Mai mult ca atât, guvernul a luat decizia ieri să permită comerțul ambulant cu legume, ceea ce este acum în serie de producere autohtonă, pentru că și acolo sunt pierderi oamenilor care și-au pus seră, au pregătit terenul, au făcut investiții și n-au unde vinde. De aceea, începând cu zilele acestea, se permite și ambulant, adică în curtea blocului dumneavoastră să vină mașina cu legume, unde prețurile să fie mai accesibile. De aceea, cu produsele alimentare, asta e situația, cu apa, lumină, gazul, și așa mai departe, oamenii vor fi mulțumiți. La toate serviciile a fost luată decizia că la această etapă oamenii nu sunt obligați să achite. Mai mult ca atât, pentru o anumită perioadă cât nu vor achita, nu vor fi sancțiuni, nu vor fi amenzi, nu vor fi deconectări. În ceea ce ține de prețuri la gaz, la lumină, prețurile au scăzut la import. Acum vom vedea ce facem cu revederea pe intern. Eu consider că sunt și trebuie să fie premize pentru a micșora prețul la cel puțin la lumină și la gaz în interiorul țării. Eugenia Badaru, господин президент, получат ли пенсионеры пасхальную помощь? Госпожа Евгения, очень хороший вопрос насчет пенсионеров. Я хочу здесь немножко более детально ответить на вопрос по пенсионерам. В последнее время мне задают очень много вопросов именно люди пожилого возраста. Первый вопрос, почему государство приняло решение платить 2775 лей тем, которые возвращаются в страну. Они не платили налогов, а вот пенсионеры имеют большинство меньше 2000 лей. Давайте здесь внесем ясность. Любое лицо, которое хочет получить 2775 лей и не работало, должно купить полис обязательного медицинского страхования, который стоит более 4 тысяч лей. Поэтому я считаю, что здесь государство приняло решение, исходя из социальной справедливости. Я понимаю вашу озабоченность, и вы правы, но для того, чтобы получить 2775 лей тот человек, который не работал в Молдове, он сначала купит полис в 4 тысячи лей, иначе он не получит никакую помощь. Это первое. Второе. Я считаю, что в ближайшее время мы должны принять решение о том, что индексация либо увеличение пенсии должно быть для тех пенсионеров, которые получают меньше 3000 лей или меньше 4000 лей. А те, которые получают пенсии больше 4, более 5000 лей, я считаю, что государство не должно индексировать и не должно повышать пенсию, пока эти, которые получают меньше, не приблизятся к этим большим пенсиям. Поэтому мы рассматриваем такой вариант для того, чтобы опять была социальная справедливость. Третий момент. Мы сейчас рассматриваем возможность для определенных категорий пенсионеров, у которых пенсия очень низкая, чтобы государство помогло дополнительно за этот период по оплате коммунальных услуг. Я сегодня не назову точно сколько, но то, что мы примем такое решение по моему предложению – мы изыщем средства для того, чтобы помочь пенсионерам, нашим отцам, матерям, дедушкам, бабушкам. Я обещаю, что мы такое решение примем в ближайшее время. И четвертое, то, что касается дополнительной помощи. Мы дали помощь на новогодние, рождественские праздники, и мы сказали, что мы рассмотрим возможность, чтобы такая помощь была в течение года. Мы обязательно в течение года дадим еще раз такую помощь. Когда сейчас или с учетом выхода из этой ситуации мы примем решение, но то, что такая помощь будет,
Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы изыскать средства, чтобы помочь тем, которые нуждаются в этой помощи. Успеем сейчас, сделаем сейчас, исходя из средств. Не успеем сейчас, потому что, вы видите, экономика не работает. Полностью посадили экономику с учетом этого коронавируса. У нас в 2,5 раза упали доходы в бюджет. Поэтому, если не сейчас, вот именно вот в течение следующих 5-6 дней, то мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время, в ближайшие месяцы эту помощь пенсионеры получили. Астай Республика пенсионер, Шивамуцу Мес, Пентрочас Антребари. Даниэла Бобуцак. Буна Зио Амаша Антребари. Дич, ну, мы экзисты персоани, кари дичидязы, диалти молоди и боль. Акума тоц мор нумади ковид. Буна Антребари. Ну, мы экзисты алтели, тоц ворбиз ди корона, вирус, дар де ресту ацуйтат. Дамна Бобуцак, Даниэла, вец перфекты дрептати. Вяца Мержем на инте, шкуре грет, авем дечеси, кумут май мултика нумер. Вреву ичи сменционез. Кумут май мултика нумер. Дека дечеси ри ковид. Дар требу се джестионем împreună această ситуация ши о вом джестиона. Но я ось вин, дака дорит шку деталии într-o următoare emisiune pe diferite категории. Шо ось вдеть, ка нумеру, кари дечедează de alte боли, este кумут май мари. Галина Ион, ce se întâmplă cu primele persoane infectate de COVID-19? Doamna Galina, dacă primele persoane sunt infectate, vă referiți la probabil șeful poliției, frontiere sau alte primele persoane, ele obligatoriu, în primul rând intră în carantin și merg conform procedurii stabilite de toți, față ca și toți cetățenii. Da, ca să cunoașteți, noi am luat decizia că acel spital care de obicei era pentru funcționarii de rang înalt, se numea Leși Sanupru. Acela e pus la dispoziție tot pentru toate persoanele. Și toți sunt în condiții egale. Că e vorba de președinte, prim-ministru sau e vorba de miniștri. Toți suntem în condiții egale și suntem tratați la fel. Și respectăm toți aceleași condiții de carantină dacă cineva este depistat pozitiv. Rada Borovici, до конца мая откроете интересную границу в Молдове. Рада, если вы имеете в виду на въезд, сейчас они не закрыты. Любой желающий может въехать в Республику Молдова, имею в виду граждан Республики Молдова. То, что касается на выезд, это зависит от наших соседей и от страны, куда вы хотите выехать. Я очень надеюсь, что в конце апреля некоторые ограничения будут сняты. Я об этом уже говорил на молдавском языке. Но я очень надеюсь, что в мае мы возобновим и пассажирские перевозки. Я имею в виду авиаперевозки и другие перевозки. Если динамика будет положительная, ну, в смысле не будет так много случаев. Ну, последние дни мы видим, что на данном этапе у нас ситуация не такая уж сложная. Но это не означает, что надо расслабляться. До конца апреля все жестко следуем рекомендациям властей. Дмитрий Смайловский. Господин президент, что там с пропавшим грузом из Китая? Дмитрий, вот я об этом говорил в первой части нашей сегодняшней передачи. Мы договорились с Российской Федерацией большой самолет с возможностью перевозить до 100 тонн прилетит на следующей неделе. Там есть и государственные заказы. Там есть и помощь от Китая, там есть и частные компании, которые решили, приняли решение прийти с помощью за свой счет. И мы все это грузим в один самолет. То, что касается конкретно вот этой ситуации, в которой было очень много шума, давайте скажем честно, больше шума, чем есть реальность. Вот говорят, что где-то в Польше или где-то они дешевле или что-то дешевле. А вы знаете, что каждая страна, вот каждая страна в этом регионе поставила ограничения на экспорт этих товаров. Невозможно купить. Нигде. К сожалению, на данном этапе только с Китаем. Не потому, что мы хотим купить из Китая, или они хорошие, или плохие. Там хорошие, качественные. Но нет других возможностей. А из Китая очень дорого перевозить. И самолеты не летают. Поэтому пришлось принять решение, и мы договорились с Российской Федерацией, чтобы нам обеспечили поставку этих грузов. Хорошо, что они дали самолет бесплатно. Знаете, сколько стоит такой самолет взять в аренду сейчас? Румыны нам предлагали по 500 тысяч евро. Полмиллиона долларов евро. Ну, румынская компания, не правительство. Предлагала за аренду самолета, я имею в виду большого самолета, который может перевозить 50 тонн и больше. Нам нужно сейчас на 50 тонн. Полмиллиона долларов.
Российская Федерация предоставляет этот самолет бесплатно. То, что касается вот спекуляций, я уже говорил. Поймаем кто-то, что на этом пытается заработать. Я думаю, что органы будут заниматься. И никто этим не рискует сейчас. Не слушайте разных балаболов. Если такие умные, почему не делают? Пусть делают. Почему не покупают из других стран? Это первое. Второе. Мы договорились, и все, что производят в стране для нужд медицины, мы закупаем у наших. Вот несколько десятков тысяч масок производят каждый день. Мы все закупаем. Сионел из других. В Сорохе есть хорошее предприятие, которое производит защитные костюмы. И для Кишинева, но сейчас и для Сороки. Поэтому, если есть какое-то производство в стране, мы все закупаем. Конечно, для нас преимущественно, что купили наше. Если это качественно, потому что это рабочие места, это налоги в наш бюджет. Но из внешних поставщиков сейчас, конечно, это Китай. Николай Марин. Чикари ау алтичи цецени. Нау дрептусы яс один цара. Домну Марин. Доковес цецени Румынии. Ештюка Румыния. Вы примешьтесь интрация Румынии. Доковес цецени Украины. Птец мерзится на Украину. Пентру ка ну ной ампус рестрикции лаишири. Ди Молдова ной пермитен са ясы отши кэры. Четацан на Молдове, четацан строин. Дар цара, каре и ла фронтиеры куной, сау цара, унди мерджиц, акулу сунт рестрикции. Ка ну путец интрацан цара респектив. Игорь Солдатенко. Остановите массовое сокращение в госучреждениях. Поднимите зарплаты специалистам. Игорь, насколько я знаю, на данном этапе массовых сокращений в госучреждениях нету. Если есть такие случаи, дайте мне, чтобы я проверил. По поводу зарплат, давайте скажем честно. На данном этапе зарплату получают все бюджетники в полном объеме. Пенсию получают все пенсионеры. То есть то, что касается выплат со стороны государства, все идет вовремя и в тех объемах, которые были раньше, даже с некоторыми увеличением небольшим, я имею в виду по пенсионерам. В более плачевной ситуации на данном этапе частный сектор. Вот там, к сожалению, у них возможности платить зарплаты на том уровне у них нет. Поэтому мы приняли решение помочь частному сектору. Мы приняли решение тем, которые увольняются, или тем, тех, которые нет работы, чтобы дали эту минимальную 2775. Дали возможность предприятиям, если они платят, правительство тоже дает более 40% вид фонда заработной платы. Поэтому по бюджетникам, пенсионеры и бюджетники, сейчас выплаты идут вовремя. Проблемы есть у частного сектора. Там, безусловно, нам нужно обязательно помогать и будем помогать. Рудика Косташ. Району Еднец, ну есть и Хришка. Рудика Куноск, о частном Требаре. Федерация Русы, Казахстан. Шинка кадива церка, арсен продукатуаре ди хришка, а он импус рестрикции ла экспорт, где между колуни марти, для чея волум или карьерам резерва, сау я поизат, акума дин кити куноск, чей кари сунт ин коммерц, ин чарка са прокури анумити волуми дин кина, пентру асигура пяца интерна. Здесь при лукру честно, я вам ворбит, что сэптам на трекут. Алена Макар, 15 июня сау 15 май. Алена, но не дорим форте мулт, ка ситуация диурженца се финализезе пе дата де 15 май. Дака ситуация ну ва фи динамика буна, ва фи не войца прелунджем. Да йорс пер форте мулт, ка ну вом прелунджи старе диурженца. Дмитрий, вопрос о транспорте выходные. Как мы знаем, общественного транспорта в выходные не будет. А что делать людям, которые работают? Например, тем, кто работает в магазинах или тем, кто туда доставляет продукты. Дмитрий, мы сейчас рассматриваем вопрос для того, чтобы для определенных категорий предприятий вышли с помощью по транспорту. Я знаю, что большие предприятия решают этот вопрос, я имею в виду стратегические предприятия, решают этот вопрос на предприятии, делают транспорт с предприятия. По другим будем думать, как ее решить. Ира Гуцу. Дарбани кари доняза алти цер. Инкари бузунари седук. Церли ностры се доняза миллионы дин спитали. Дар на спитали жали куели. Бетрини лафел. Ундис бани. Домна Гуцу. Ла частые этапы донации ди бань дим партия куева, ну а фост Республика Молдова в периода ди криза.
A fost unele donații de echipamente, am spus în prima parte a emisiunii, repet încă o dată, China, Federația Rusă, Elveția, Turcia, Statele Unite. Echipamente, nu bani. Acum a fost luată decizia că vor veni 200 de milioane de euro de la Federația Rusă. FMI-ul, sperăm că vor fi săptămâna viitoare ședința bordului de director pe data de 16-17 aprilie și vedem din promisiunile făcute de Uniunea Europeană. Alți bani în Republica Moldova nu au intrat în această perioadă. Deci cei care vă spun aceste lucruri mint. Asta e unul. Doi. Situația din spitale. Haideți să fim sinceri aici. În ultimii ani și-au bătut joc de spitale. Nu o să dau nume ce guverne au fost în ultimii ani. Dar dumneavoastră știți cum întâi au început să închidă școlile, unii deștepți. Firma a spus că avem prea multe spitale și hai să lichidăm spitale raionale și o face 3-4 spitale regionale. De ce situația e dificilă în spital? Am văzut niște fotografii din Făleș sau nu știu de unde. Ce Chicu sau Dodon e vinovat în asta? De ce în ultimii 10 ani au luat decizia să închidă spitalele raionale? Că noi spuneam că nu se permite lucrul ăsta de făcut. Că asta e crimă. Și am fost tare mulți deștepți. Eu voi merge în câteva spitale raionale pe parcursul următoarelor zile. Să văd care să-i ajut pe oamenii de acolo. Dar să nu uităm că situația în medicină o avem datorită politicilor proaste duse de ultimele guverne în ultimii 10 ani cel puțin. Eu vorbesc de 10 ani. Au fost mai multe proiecte finanțate de străini, de lichidarea spitalelor. Și acum avem ce avem. Mergem într-un spital raional și vedem că acolo cad păreți. Avem această situație. Și mulți dintre cei care au fost în guvernul celea, mulți tare mari patrioți. Și merg cu măști pe spitale și o fac pe eroi. Dar unde ați fost voi când erați prim-ministri, ministri și așa mai departe? Cine ați mers în spitalul celălalt să vedeți? De ce ați spus, promovat proiectul să lichidați spitalul? De ce ați blocat procurarea ambulanțelor care trebuie să fie la 1 februarie în Moldova? Amu era ca aer trebuie la toți ambulanțele acestea. Și acum criticați. Da, situația nu e simplă. Nu este simplă. Gestionăm situația cu ceea ce avem la această etapă. Eu sunt ferm convins că după finalizarea acestei crize, nu doar în Moldova, la nivel mondial, se va schimba atitudinea față de medicină. Atitudinea față de medici. Salariile la medici. Echipamentele. Și obligatorii investițiile în infrastructură. Noi trebuie să revenim la ceea ce a fost anterior. Dacă nu putem să facem spital în sat, să fie punct medical obligatoriu în sat. Punct medical. Cu un medic, doi acolo, care pot să asigure la nivel de sat. Toate spitalele raionale trebuie restabilite. Investiții enorme să le facem normale. Și nu contează că acolo sunt 3.000 sau 4.000 de oameni în raion. Cum vroiau să închidă spitalul din Basarabeasca. Sau cum vroiau să închidă spitalul din Ocnița, 2 ani în urmă, când m-am dus încolo și l-am salvat. Pot să vă dau și numele miniștrilor, dacă doriți. Cei care erau atunci, care insistau pe închiderea spitalului. Din Basarabeasca și din Ocniță. Toate spitalele raionale restabilite, investiții vor fi în ele. Vor fi câteva niveluri. Sate, puncte medicale, raionale, spitale, regionale și naționale. Și noi vom veni cu această abordare. Igor Ivanovich, Цуцу, почему не закрыт? Я считаю, что те, которые нарушили закон, должны сидеть в тюрьму. Не буду сейчас говорить про одного или про второго. Я думаю, что это принципиально. Это принципиально. Я думаю, что и прокуратура, и наша судебная система этим занимается. И этим случаем конкретно тоже. Дас Владислав. Dacă guvernul azi primește măsuri, când banii putem primi cu ajutor de șomaj? Vladislav, eu cred că guvernul deja a anunțat despre această decizie, trebuia să fie ședința la 10 și jumate și sper că începând cu săptămâna viitoare, deja șomierii, cei care se adresează, vor putea primi acest suport din partea statului. Elena Belova, de ce ați spus să se sape 1500 de gropi pentru morți? Elena, dar dumneavoastră credeți în toate prostiile astea? Nu, care e sensul? Ну, хай се лом. И лесам пеште душ пи куплута, кари фак лайвор де колор спон. Ну, хари сенсу, пентру ауторитет, с фак лукру аста. Я ма узит коментарию домну примар генерал, кари спони, кто тесте собирати. Кари сте сенсу? Ну, авен 20 чева де персоане дичедати на Република Молдова де коронавирус. Ну, дар ин кишнеуш, ин диферити чент районали. Дичен, ну, критит са тоати простили. Кари сенсу пентру ауторитет, с фак лукру аста.
Să facă panică sau pentru ce? De aceea este explicația primarul general. Vlad, toți umblă ca furnicile prin oraș. Ce faceți voi pentru a opri răspândirea infecției? Domnul Vlad, au fost impuse mai multe restricții, eu am menționat acest lucru. Următoare etapă, interzicerea ieșirii din casă complet. Acum, astfel de decizie a fost luată în Soroca, începând cu ziua de ieri. Și am văzut unele altercații acolo deja cu câteva persoane care nu respectau și am văzut că poliția a făcut față și a intrat în forță. Dacă va fi necesar, vom merge cu așa restricții și în alte localități. Tatiana Moscal, bună ziua, domnule președinte, vă rugăm să permiteți reactivarea magazinelor, comercializarea cărți și rechizite școlare. Nu toți cetățenii își permit comandarea online, iar copiii au nevoie de activități mai multe ca niciodată. Doamna Tatiana, am înțeles solicitarea, e logic ceea ce spuneți dumneavoastră și eu am 3 copii acasă care mă roagă să le-mi aduc niște carnete de astea scrie să deseneze. Eu cred că e logic. O să vorbesc cu colegii de la guvern ca să iau decizii în acest sens. Elena Bezman. Cum susținem agricultorii perioada de pandemie? Deschidem piețele organizat cu restricții, producția se alterează și cumpărăm cu prețuri duble. Doamne Elena, am menționat deja că ieri guvernul a luat decizia să permită comerțul ambulant. Adică revenim la comercializarea produselor agroalimentare cu anumite, evident, reguli de preîntâmpinare a pandemiei, dar noi înțelegem, am vorbit că sunt producători care, de legume în serie, care se strică producția, iar la magazine sunt foarte scumpe. De aceea am luat decizia să deblocăm această situație, începând cu zilele următoare. Olesia Bolbocean. Cum comentați predarea benevolă a lui Constantin Țuțu? Unii politicieni spun că există o înțelegere ca deputatul să fie lăsat în pace. Din câte cunosc, nu este deputat, în primul rând. Într-a doilea rând, toți sunt egali în fața legii. Dacă sunt confirmări, sunt probe că a încălcat legislația, trebuie să fie atras la răspundere. Eu înțeleg că pe această direcție se lucrează și la procuratură și în alte instituții. Înțelegeri nu poate fi cu nimeni, Olesia. Înțelegeri nu poate fi cu nimeni. Nici cu procurorul, nici cu președintele, nici cu prim-ministru, nici cu nimeni. Deci cei care sunt, care au încălcat legea, trebuie să răspundă. Irina Botnare. Domnule președinte, cum de Paști nu ne întâlnim cu neamurile? Cu biserica? Așa o sărbătoare de mare, îmi pare rău. Doamna Botnare. Ieri am avut o discuție cu mitropolitul și cu episcopii din Republica Moldova. Recomandarea noastră comună și din partea autorităților și din partea bisericii ca de Paște să nu supunem riscului pe cei apropiați. Eu știu că este obiceiul să mergem la părinți și eu în fiecare an mergem la părinți. Dar anul acesta o să stau acasă cu familie. Cu regret. Dar eu nu vreau să supun riscului pe părinții mei. Socrul meu astăzi împlinește 70 de ani. Nu cred că ne privește, dar să fie sănătos. Să merg să-l supun riscului? Sau pe mama mea de la Sadova? O să reușim să ne vedem. O să reușim să ne vedem mai târziu, să treacă această pandemie, să nu fie aceste riscuri. Vă îndemn să faceți același lucru. În ceea ce ține de biserică, ieri a fost luată recomandarea foarte clară din partea mitropolitului, dumnealui a spus-o public, că slujbele recomandă să aibă loc fără inoriași. În ceea ce se ține de sfințitul bucatelor, eu știu că diferite localități au luat diferite decizii. Am văzut că unele localități vor merge preotul prin sat pentru a sfinți la poartă. Haideți să înțelegem în situația aceasta că trebuie să fim precauți. Și eu cred că o întrecem împreună. Ne rugăm fiecare acasă, fiecare are icoană acasă, are lumânări. La televizorul să fie indirect slujba. Eu am luat decizia să aducem și voi asigura să aducem focul haric și el va fi focul haric în acest an. Deci eu cred că și vă rog foarte mult ca să fim înțelegători și să trecem peste aceasta. Raisa Ungureană. Mai sunt întrebări, băieți? Poftim? Câteva și gata, da? Domn Dodon, spuneți ce va fi cu cei care v-au ascultat să stea peste hotare cu biometric peste termen. Doamna Raisa, din câte cunosc eu, autoritățile din toate țările nu vor aplica sancțiuni în caz dacă documentele sau actele de ședere în țara respectivă au expirat.
Exact așa noi facem cu cei care sunt în Republica Moldova cu acte expirate. De ce? O decizie în acest sens va fi luată. Inclusiv cu pașapoartele expirate va fi o decizie a statului pentru a nu fi penalizați sau sancționați. Ivan Undiș, banii care au donat oamenii pentru medici. Unde-s banii? Ivan, toți banii care sunt donați pentru medici se utilizează doar pentru medici sau pentru procurarea medicamentelor. Atât prim-ministru, atât guvernul, cât și primăria municipiului Chișinău face public raport ce bani s-au primit, de la cine și unde au fost utilizați. Renata Cojocare, bună ziua, domnule președinte, ce o să fie cu anul școlar studenții, că anul acesta trebuie să absolvească colegiile și alte școli. Doamna Renata, decizia urmează fi luată în timp apropiat, dar cel mai probabil va fi prelungită perioada atât pentru examene, cât și perioada de a merge în instituțiile superioare de învățământ. Accederea în instituțiile superioare de învățământ, cel mai probabil anul acesta se va face mai târziu. Eu știu că unele țări din regiune deja au luat astfel de decizii, urmează și noi să luăm, pentru că dacă Bacul va fi, de exemplu, nu în iunie la început, dar la sfârșit sau la începutul lunii iulie, să puteți merge la studii, doriți în România sau în alte țări. Și de aceea trebuie să vedem corelarea și cu procesul de admitere în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova și din alte țări. Vom ține cont de acest lucru. Felicia Avon. Ar fi bine și magazinele pentru haine, încălțăminte, pentru copii să își ia activitate. Doamna Felicia, mai devreme de sfârșitul lunii aprilie, probabil o astfel de decizie nu va fi. Sfârșitul aprilie, începutul lunii mai, în funcție de situație, cred că vom lua și o decizie de deblocare a altor tipuri de magazine, în afară de cele alimentare. Diana Scorpion, Igor Nicolaevici, у меня вопрос по поводу штрафа. Как можно протестовать, если есть спорная ситуация? В суд? Обратитесь, и, конечно, можно протестовать. Но, Диана, напишите мне, вот где вы написали, мне в личку напишите, в чем вопрос конкретно. Штраф связан с чем? Я попробую разобраться и помочь. Кому честь после интербарли стимац приятень, я вас свершиться венкомиссаж, потому что în săptămâna înainte de Paști, eu vreau să vă rog, stimați concetățeni, să dăm dovadă de înțelegere. Să fim mai buni, să fim mai calmi. Cu toți absolut, cu cei de apropieți, cu cei care au opinii diferite, cu cei care vorbesc în alte limbi, cu cei care sunt acasă sau în afara țării. Eu am văzut ultimul timp, cu regret, în societate o divizare cei care trăiesc în Moldova și cei care vin din afara țării diaspora. Eu vă rog, stimați concetățeni, vă rog foarte mult, lăsați aceste divizări. Eu vă rog foarte, foarte mult. Toți sunt rude de noastră. Toți sunt rude de noastră. Cei care sunt acasă și cei care sunt afara țării. La mine cumnatul e în Moscova, locuiește acolo și lucrează acolo. Iar mai mulți verișori care sunt din Sadova sunt Italia, în Padova și în alte regiuni din Italia. Toți avem rude și în afara țării. Haideți să lăsăm ura aceasta care a apărut în ultimul timp. Noi toți suntem cetățenii Republicii Moldova. Și cei care vin acasă, mulți dintre ei fără dispoziție, cu mesaje dure în adresa autorităților, stimați prieteni, stimați dragi concetățeni, noi facem tot posibilul și vom ieși împreună din această situație. Dar doar împreună. Nu vă dați manipulați. Nu vă dați utilizați de către unele forțe politice. Haideți să fim mai buni săptămâna viitoare în preajma sărbătorilor de Paște. Noi vom face tot posibilul pentru a gestiona și a ieși din această situație cu pierderi minime. Pierderi deja sunt. Avem oameni care au murit. Avem peste 1000 de oameni în spitale. Avem economia la pământ. Avem zeci de mii de oameni care și-au pierdut locul de muncă. Și nu-i vinovat președintele sau prim-ministru. Și ai situația în toată lumea. Și noi facem tot posibil să ajutăm acești oameni. Și vom ajuta. Pe fiecare dintre voi, cu ce va fi posibil, noi vom fi alături. Eu vă mulțumesc, vă urez sănătate tuturor și următoarele zile un weekend plăcut. Ne vedem săptămâna viitoare.